Aveam de mult ideea asta în cap, ca pe final de an, să vă aduc în atenție parfumurile pe care le-am terminat în decursul unui an de zile. Așa că anul acesta, la începutul anului, chiar în momentul în care m-am apucat eu de YouTube, am decis să strâng toate sticluțele de parfum. Până acum strângeam doar sticluțele de parfum care reprezentau ceva pentru mine, care aveau o valoare sentimentală, erau dăruite sau le-am cumpărat într-un anumit moment al vieții mele. Pentru că, așa cum v-am spus, eu în ceea ce privește parfumurile fac astfel de similitudini între un anumit moment, ca și cu cearmurile de la Pandora, stăți că le-am pe partea asta la altă, același lucru. În momentul în care se întâmplă ceva bun în viața mea, adaug aici la colecția de momente de pe brățară, exact așa și cu parfumurile. În momentul în care se întâmplă ceva bun în viața mea, clar mă voi gândi tot timpul la momentul acela în funcție de parfumul pe care l-am purtat sau l-a purtat o anumită persoană în momentul respectiv. Așa că de la începutul lunii ianuarie 2021 m-am pus pe strâns sticluțe de parfum, atât sticluțele mele cât și ale soțului. Le-am pus aici în cutiuța asta frumoasă și am de gând să le păstrez de acum încolo pe toate, să vedem câte se vor strânge și de cât loc voi dispune. Dar, dacă vedeți în spate, să știți că sunt pungile de cadou acolo, pentru că încă filmez de acasă, de la Constanța. În curând vom pleca la părinți, de fapt, în momentul în care voi vedeți acest videoclip, noi deja vom fi acasă la părinți și abia aștept momentul ăsta. Cred că voi posta acest videoclip, astăzi este, vă și spun când filmez, astăzi este 21 decembrie, cred că îl voi posta pe 24 dacă apuc să-l editez. Și cu această ocazie vreau să vă urez un Crăciun binecuvântat, luminat, plin de pace, de liniște și de frumos alături de cei dragi vouă, să fiți sănătoși și să vă bucurați și să fiți recunoscători că sunteți bine și că îi aveți pe cei dragi aproape. Despre asta este vorba, Crăciunul este despre iubire, despre credință, în primul rând, nu despre lucruri materiale, că vrem noi să vedem sclipiri în ochii celor dragi, prin anumite lucrușoare pe care știm că și le doresc și le cumpărăm, este minunat, dar toate lucrurile astea izvorăsc tot din iubirea pe care le purtăm noi celor dragi și asta vă urez și vă doresc și eu vouă, să fiți și să dăruiți iubire și să aveți credință în Dumnezeu, că asta este cel mai important, asta este tot ce ne rămâne și bineînțeles că mă emoționez și mă bâlbâi, dar asta pornind de la cadourile din spate, pentru că înainte să filmez videoclipul mă gândeam să le iau, să le mut, să nu apară în spate, dar bănuiesc că nu vă deranjează, sunt niște cadouri și nu dau chiar așa de rău în fundal. Dar da, haideți să pornim la ce avem aici, ce parfumuri am terminat eu și soțul în 2021. Bun, am deschis cutiuța, uite așa arată înăuntru, sper să nu le vărs pe aici și să mă dau puțin mai în spate totuși. Da, suntem bine. O să încep cu două parfumuri care înseamnă foarte mult pentru mine. În primul rând, ăsta nu este terminat în 2021, dar vi-l aduc în atenție, l-am păstrat. Sunt două pe care le-am păstrat cu tot cu cutie. Este vorba despre Kenzo Flower, apa de parfum, și este parfumul meu de mireasă. Este primit cadou de la nașa mea de cununie și aceasta este sticluța. Este un parfum foarte important pentru mine, pe care am de gând să mi-l recumpăr. Aoleu, deci când miros acest parfum, mă transpun în ziua anunții mele, care a fost cea mai frumoasă zi din viața noastră cu adevărat, la care am visat foarte mult și care a mers exact așa cum ne-am dorit. A fost o zi extraordinară pentru noi și parfumul ăsta face parte din acea zi. Este un parfum delicat, este un parfum feminin, este un parfum gingaș, suav, diafan, care emană și inspiră frumos, rezistă foarte bine, persistența și siajul sunt foarte bune. Kenzo Flower îl păstrez cu tot cu cutiuță, pentru că înseamnă foarte mult pentru mine, repet. Îl punem la loc de cinste. Al doilea parfum care este foarte important pentru mine și care a fost mulți ani parfumul meu semnătură și cred că este în continuare pentru că nu am descoperit, deși nu l-am recumpărat recent, dar îl voi recumpăra, l-am pe wishlist, este un parfum care îmi seamănă a mine, nu știu dacă mă înțelegeți, face parte din temperamentul, din atitudinea, din ceea ce sunt eu, de asta spun că este un parfum cu care mă identific și este vorba despre Kenzo Jungle. L-am mai avut o dată, după care mi l-a recumpărat soțul meu și nu l-am mai recumpărat de atunci, dar am de gând. Aceasta este sticluța. Este un parfum
cu atitudine, care, pe care e bine să-l porți tu, nu să te poarte el, adică e bine să devină una cu tine și oamenii să te identifice după el, dar nu au cum să te uite în momentul în care îl porți, pentru că este un parfum puternic. Eu nu am mai descoperit, și ați văzut pe parcursul anului că v-am adus în atenție multe parfumuri, dar eu nu am mai descoperit un parfum care să persiste atât de bine ca ăsta și care să miroase atât de bine ca ăsta. Este un aromatic cald, miroase a cuișoare, miroase a scorțișoară, miroase a caramel, miroase a condimente de vin fiert chiar. Cel puțin mie așa îmi pare, însă nu vă gândiți că în sensul peiorativ, nu, în sensul cel mai bun al cuvântului. Rezistența este extraordinară, siajul de asemenea, lași dâră în urma ta, dacă îmi permiteți exprimarea neacademică, dar nu ai cum să nu te faci remarcat în momentul în care porți acest parfum. Este un parfum în principal pentru sezonul rece, pe mine aici cum mă duce cu gândul la iarnă, la Crăciun, la sărbători, este un parfum festiv, însă au fost momente ale vieții mele în care nu am putut renunța la el vara, sub nicio formă, și mai am momente, am mai avut momente când l-am purtat în sezonul cald, însă s-ar putea să dai dureri de cap celor din jurul tău purtându-l, pentru că dacă nu îl tolerează, dacă sunt persoane care nu tolerează mirosurile puternice, s-ar putea să deranjez cu el. Însă pe mine, credeți-mă pe cuvânt, că nu m-a interesat sub nicio formă. Este, îmi permit să spun că este parfumul meu preferat dintre toate cele pe care le-am încercat eu până la acest moment. Nu sunt nici multe, nu sunt nici puține. Însă un alt preferat de-al meu care merită recumpărat și pe care îl voi recumpăra, îl am din nou pe wishlist, dar am spus să descoper și alte parfumuri, adică să nu mă blochez la anumite parfumuri și să nu dau șansa și altora, de asta nu le-am recumpărat, dar nu înseamnă că nu-mi plac. Este Versace Cristal Noir, care este un parfum elegant prin definiție, este un parfum feminin, este un parfum luxos, clasic, un dulce deloc deranjant, liniar chiar, de la prima până la ultima notă, mie mi se pare că nu se schimbă. De asemenea, persistența și siajul sunt foarte bune, însă din tot ceea ce vă aduc eu în atenție, cred că doar unul dintre parfumurile soțului se ridică la nivelul lui Kenzo Jungle Elephant ca și intensitate. Acesta este un parfum mai delicat, însă de asemenea, în momentul în care l-am purtat, am primit întrebări cu ce parfum porți, pentru că se simte. Se simte nu atât de intens ca Jungle, dar se simte foarte bine și l-am pe listă. Dacă tot vorbeam de parfumurile soțului, cel care se ridică la nivelul lui Kenzo Jungle este vorba de Gucci Guilty Absolut, despre care v-am mai vorbit. Este un parfum masculin, animalic, este parfumul semnătura al soțului și așa cum remarcați, da, suntem genul de persoane cărora le plac parfumurile foarte puternice, care strigă, care vorbesc, care reprezintă haina nevăzută. Pentru că vă tot spun că pentru mine asta sunt parfumurile. Haina nevăzută te îmbracă. Sunt piesa de final a ținutei tale. În momentul în care porți o anumită ținută, porți un anumit parfum. Cel puțin eu așa funcționez. Trebuie să-mi placă foarte mult parfumul, un anumit parfum ca să-l port la toate ținutele, cum e Kenzo Jungle Elephant, pe care l-am purtat și la training. Judecați-mă, aruncați cu pietre în mine, dar nu, parfumul ăla este slăbiciunea mea. Așa și Gucci Guilty Absolut pentru soțul meu, despre care v-am vorbit în nenumărate rânduri și care este un parfum animalic. În toată puterea cuvântului, piele, tutun, nu știu, miroase a feroce. Dacă tot suntem la parfumuri masculine, mai am aici Oud Touch, care este de asemenea un parfum puternic, însă este puțin mai potolit decât Gucci Guilty Absolut. Este festiv pentru că soțul l-a cumpărat în perioada, adică eu l-am cumpărat soțului în perioada sărbătorilor. Uite, ăsta este. Și care miroase a caramel, miroase cald, miroase a Crăciun, cel puțin mie așa mi inspiră acest parfum, miroase a lemn ars. Este o încântare olfactivă și o poveste. Parfumul ăsta trebuie să-l încercați și costă și foarte puțin, în jur de 110 lei pe notin. Tot un parfum masculin și uite că am o grămadă de parfumuri și ale soțului aici. Este Chopard Chrono 1000 Miglia. Ăsta este un amestec de lavandă și de cauciuc. Are și aici pe căpăcel cauciuc, după cum bine puteți observa. I-a plăcut și nu prea acest parfum soțului, dar este un parfum, un melanj între puternic și cumințel, dacă îmi permiteți exprimarea, dar
dintre toate cele prezentate până acum din categoria parfumuri masculine, ăsta i-a plăcut cel mai puțin. Tot al soțului este Calvin Klein Obsessions, apa de toaletă care rezistă extraordinar de bine pentru apă de toaletă. Este pentru sezonul acesta rece. Eu îl duc tot în categoria de parfumuri festive, asta pentru că soțul meu l-a purtat tot în perioada anul trecut, parcă tot în perioada sărbătorilor, l-a purtat și o jumătate din iarna trecută, care până când s-a terminat, dar a fost un parfum, o apă de toaletă de fapt, care se ridică la nivelul unui parfum, care miroase cald, miroase a caramel, vanilie, condimente. Rezistă foarte bine pentru apă de toaletă și este în jur de 90-100 de lei, deci merită. Cred că am terminat cu parfumurile soțului. Da, am terminat. Ce am mai terminat eu în acest an este Oriflame Giordani Gold Essenza Blossom. Ei spun că acest căpăcel are aici o nebunie, în fine, este placat cu aur de 14 carat, aur roze, dacă nu mă înșel. Dar parfumurile de la Oriflame sunt foarte bune. Eu am mai purtat parfumuri de la ei și vi le-am adus în atenție. Acesta este un floral prin definiție, dar un floral elegant cu inserții dulci. Mi-a plăcut, este un parfum de primăvară-vară pe care îl puteți purta atât de zi cât și de seară, dar e mai degrabă pentru o ținută elegantă. Dar eu vă spun, dacă vouă vă place un parfum, purtați-l la absolut ce vă place vouă. Însă, eu am impresia că anumite parfumuri, spre exemplu cum este Guerlain Shalimar, care este aici lângă mine, nu intră în speța de astăzi. Însă, mie mi se pare că nu aș onora acest parfum dacă l-aș purta la training. Dar vouă, dacă vă place, purtați-l la training. Eu nu vă spun la ce să-l purtați. Dar așa funcționez eu. Mai avem aici, ce era ăsta? Aoleu, îmi scapă, ce era ăsta? Nu mai știu ce era ăsta. În fine, dar vi l-am adus în atenție și nu mai am cutia, dar îmi voi aminti și vă scriu aici pe ecran, însă... Stați să văd dacă mai are. Măcar... A, da, uite că mai pulverizează. Cred că este Cașarel. Cașarel Noua. Cașarel Noua este. Mi-am adus aminte. Doamne, ce bine! Dacă stau un pic, îmi aduc aminte și mai ales după ce l-am simțit. Da, este Cașarel Noua, care este un parfum care are o perluță aici înăuntru, dacă vedeți voi acolo. Și care este un parfum delicat, floral, diafan, este un parfum pentru sezonul cald, aș vedea eu, care merge extraordinar de bine la o rochie vaporoasă, dar la fel de bine merge și la un astfel de plover, fără nicio problemă. Așa că... Și de sezon cald și de sezon rece, însă este un parfum ușurel cu o rezistență și cu un siaj, siajul intim, iar persistența, rezistența, cum vreți voi să-i spuneți, este potolită. Chopard Wish Brilliant sau ceva de acest gen era ăsta, care este de asemenea un floral, da, este un floral dulce, elegant, de asemenea potolit, cu mințel, care te învăluie așa într-o mantie feminină, dacă îmi permiteți exprimarea metaforică, rezistă foarte bine, siajul este, așa cum am spus, intim, că încep să repet aiurea, dar a fost un parfum care mi-a plăcut, însă nu îl voi recumpăra momentan, vreau să descoper și alte parfumuri. Un preferat absolut pe care nu l-am recumpărat, dar pe care l-aș vrea în varianta full size, mai ales în această perioadă, este Kayali Vanilla 28, care este... Aoleu, Doamne, am uitat de parfumul ăsta. Este o prăjitură cu vanilie, în sensul că este foarte gurmand, dar nu vă gândiți că miroșa bucătărie sub nicio formă. De câte ori am purtat parfumul acesta, am primit complimente, întrebări ce este, nu am mai simțit un astfel de parfum, dar este cel mai mișto, din nou, iertați-mi exprimarea neacademică, este cel mai mișto parfum care are ca notă principală vanilia, pe care l-am încercat eu vreodată. Le găsiți în Sephora pe acestea de la Kayali. Kayali este sora Hudei, din câte știu eu. Dar, da, îmi place teribil de mult acest parfum. Este o vanilie gurmandă, elegantă, dar totuși în momentul în care îl porți, parcă îți lasă apă în gură. Dar v-am spus, nu mirosea bucătărie sub nicio formă, ci mirosiți gurmand. Mai am aici un...
parfum de la Bruno Banani Magic Woman, care este un parfum ușurel de toată ziua, fresh era parcă, dar pentru un parfum atât de accesibil, merită astea de la Bruno Banani, cel puțin așa să le folosiți prin casă sau, nu știu, cu diverse ocazii. Era puțin praf în cutia asta și încep să mă mănânce nasul. Și aici mai avem un parfum, o apă de toaletă a soțului. De asemenea, o apă de toaletă de toată ziua de la Larive, The Hunting Man. Pe acestea le găsiți în DM, dacă nu mă înșel. La fel, le-a purtat de toată ziua. Nu știu ce să vă spun despre ele. Miroseau bine, din câte mi-amintesc eu. Și mai am aici, încă nu l-am pus în cutiuță pentru că mai are un strop, dar o să-l includ în terminatele anului 2021, în parfumurile pe care le-am terminat anul acesta. Acest spray parfumat pentru corp de la Victoria's Secret, Velvet Petals, Sunkissed, pe ăsta îl folosesc. Deci mă chinui să-l termin de o veșnicie, am impresia că este fără final acest parfumel, deci tot îl folosesc și tot atâta mai are, nu știu ce se întâmplă, dar după fiecare duș, baie, îl pulverizez așa pe tot corpul și are un miros floral, exact cum îi spune și numele, Velvet Petals, este un miros floral diafan, nu rezistă, vă dați seama că este un spray parfumat, dar... Tot aici lângă mine și îl voi termina cu certitudine în lunile ce urmează. Este minunea asta de parfum Diva de la Emmanuel Ungaro, despre care v-am vorbit în nenumărate rânduri și care, asemeni sticluței, este un parfum luxos, este un parfum de doamnă, este un parfum feminin prin definiție, dar pentru o femeie cu atitudine. Din câte știu eu, povestea acestui parfum este... aceea că a fost parfumul preferat al Sofiei Loren, dacă nu mă înșel, așa am citit și eu în micile mele documentare în momentul în care cumpăr parfumurile, dar este un parfum tămâios, miros, el are în notele, printre acordurile principale, mierea, dar nu este deloc înnecăcios, nu este deloc deranjat, este... Aoleu, ce bine miroase, este un parfum de doamnă cu atitudine. Dacă îmi permiteți exprimarea. Se va termina în curând și de aceea am spus să-l includ și pe el în acest videoclip. Să mă uit aici pe măsuța de toaletă, pentru că mai am aici niște parfumuri pe care aș vrea... Ah, și ăsta se va termina curând, că nu mai are mult și vi-l aduc și pe el în atenție. Este vorba despre Nina Ricci L'Extase. V-am spus că mie îmi seamănă a Lancôme La Vie Belle, însă trandafirul este... mult mai pregnant în ăsta, mi se pare mai dulce decât La Vie Belle și miroase, aoleu, ce bine miroase, miroase foarte dulce, floral, elegant, este un parfum senzual acesta, este un parfum feroce, senzual, dar feroce nu în sensul de animali, cum v-am spus la Gucci Guilty Absolut, ci feroce în sensul de senzual. Da, gata. Cam acestea au fost parfumurile pe care le-am terminat eu în acest an și pe care mi-am dorit să vi le aduc în atenție. Cred că este ultimul videoclip cu și despre parfumuri pe anul 2021 și vreau să vă mulțumesc pentru tot feedback-ul minunat pe care l-ați avut în acest an în momentul în care am discutat despre parfumuri. Este o pasiune descoperită recent, în ultimii ani. Și pe care mi-am dorit să o împărtășesc cu voi și știu că am aici în mica mea comunitate multe persoane pasionate de parfumuri, așa că sper ca și în anul ce urmează să am posibilitatea să vă aduc în atenție parfumuri, să împărtășim idei, impresii, opinii pe sfera aceasta. Da, să nu mai pălăvrăgesc o grămadă, vreau să vă urez din nou Crăciun fericit! Toate cele bune, să profitați din plin de zilele astea libere și de timpul cu cei dragi. Sper să mai pot filma perioada aceasta. Mi-am luat, adică vă spun, e un pic ciudat pentru că eu acum când vedeți voi videoclipul ăsta sunt deja acasă la părinții mei, dar am de gând să îmi pun în bagaj tot ce-mi trebuie pentru filmat, să pot să filmez și de acasă, de acolo, de la ei și să vin în atenția voastră cu videoclipuri, adică să nu vă las fără videoclipuri pentru că știu că mă trageți la răspundere când nu filmez.
Dar da, nu vreau nici să vă promit nimic, nu vă promit. Dacă pot, mai filmez și mai stăm de vorbă aici pe YouTube. Dacă nu, vă invit pe Instagram pentru că acolo e mai ușor și sunt activă zilnic. Da, Crăciun fericit, binecuvântat, sărbători cu bine, toate cele bune. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă mulțumesc din nou că sunteți aici, iar până data viitoare vă pup!